Salutare tuturor, eu sunt Dragoș și astăzi am revenit cu un nou video pe canal în care, fraților, după cum vedeți din titlu și probabil din thumbnail, ne vom juca cu Mega Knight-ul. Dar probabil vă veți întreba, dar unde e Mega Knight și de ce nu ești pe contul tău? Păi domnul Benny m-a lăsat să filmez pe contul lui ca să poți crește și această carte în arenă. Eu încă n-am deblocat-o, încă o aștept, am deschis și un Legendary Chest care va apărea pe ecran imediat. Așa cum v-am zis, a apărut acum pe ecran Legendary Chest-ul. Și mi-a picat o bandită. E ok. Acum hai să revenim contul domnului Benny. Bun, deja am zis, astăzi ne vom juca cu Mega Knight-ul. Vom încerca să-l pușăm și domnul Benny în trofei, o leacă, poate ne ducem la 3100, cine știe. Dar înainte de a începe, vreau să vă anunț că am stabilit ce jocuri voi mai filma pe canal, după cum vedeți și voi în partea dreaptă acolo. Pe primul loc a fost Halo Combat Evolved. Ăsta va fi primul. Și după aia voi mai filma și restul, ca să... Că văd că mai fost lume care mai vrut Clash of Clans, care mai vrut Cats. Așa că le voi da o șansă. De ce nu? Nu aici, au votat în video. Nu mai pun și poza aia. Dar în principal Halo va apărea o dată pe săptămână. O să avem vreo câteva episoade bune, deoarece e un joc destul de lung. Sper să vă placă. Totodată vreau să vă reamintesc să apăsați ton de like, să vă abonați la canal, că nu cumva ați făcut-o deja. Și să verificați și link-urile din descriere către profilul meu de Instagram, de Facebook și link-ul către serverul meu de Discord, unde vă aștept ca să putem vorbi. Poate mai vreți să-mi dați un challenge, ceva, chiar aștept challenge-urile voastre în secțiunea de comentarii. Și cam atât am de spus. Hai să îi dăm drumul. Să vedem cât de bun e deck-ul domnului Benny. De fapt, e bun. Eu l-am făcut. De fapt, l-am pe deckshop.ro. E un deck foarte bun, părerea mea. Are el cărțile mici. Dar cu deck-ul ăsta, gândiți-vă că eu am reușit să-l urc din arena 9. Bun, hai că am dat un hit, 2. Bun. În arena 10. Deci, e ceva de capul lui. Mega Knight pentru ăia. Oare o să ducă pe Hog? Să vedem. Nu, no, nu mi-a omor tu Mega Knight-ul. Stai calm. Bun, hai că a sărit. Hai, mai sare o dată? Nu mai sare. Păcat. Electron nu va da nici el vreun hit. Mi-a pus mai mult damage cu Hog-ul. Asta nu-mi convine. Punem un mini P.E.K.K.A. Și plecăm iar cu Hog-ul în atac. Acum ar trebui să n-aibă elixir deloc. Acum așa consumat și are impană de elixir. Eu sunt mulțumit. Hai să strângem și noi o leacă. Probabil va pune Hog-ul. Bun, punem un Fire Spirit aici. Un Inferno Dragon. Bun. Perfect, am scăpat cu doar două lovituri. Ce să pornim noi? Hai cu nu pot pune Electro din spate. Vom pune un Electro aici. Și totul, da, mare greșeală am făcut. Nimic, încă avem Zap-ul, ca să resetăm ăla. Boom! Haha! Mamă! Ați văzut? Easy! Și a irăsit și Tornada. Cred că ne dă jos turnul? Nu. Bun. Punem mini P.E.K.K.A. Da, mersi, well played. N-am ce spune. Hai un Electro din spate. Mega Knight aici. Bang. Un Zap. A, nu mai era nevoie. Turnul ăla s-a dus. Electro face treabă bună. Ăla dă pe Hog. Nu am nimic împotrivă. Dă-i cât vrei.
Bun. Trimite-mi arhogul. Și scoatem cu un zep și GG. Merge bine, Deku. Dacă ar avea și el cărți, măcar la turnament standard, ar fi ceva. I-am luat și un silver. Poate facem și crown chest-ul ca să-l deschidem. Ce spuneți? Îl facem? Vedem ce are pe shop domnul Benny. Are P.E.K.K.A, Ice Golem. Oferta asta e de arena 8. Eu vă recomand oferta asta. Chiar mi se pare foarte bună. Chiar că îți dă un magical, dar ai 1200 gemuri, adică poți să-ți mai ai două legendări și ai 100.000 de bănuți. Care, scuzați-mă, se fac destul de greu. Am eu aproape 90.000. Cred că sunt într-o lună sau ceva. Ce legendarii mai lipsesc? Ah, am înțeles. Ok. Bun, hai să continuăm acum. Mega Knight-ul e o carte ok. Nu e foarte OP, părerea mea. E balance, nu cred că ar trebui nerfuită. Așa. Nu ne mai grăbim. Deoarece meci trecut m-am grăbit și nu a ieșit foarte bine. Lăsăm ăla acolo. Hai punem un mini pack în spate. Începem așa. El va pune un... am pus aiurea. N-am răspuns, din greșeală. Dar nu mai am nici baterie, aparent. Dar nu contează. Bun, hai cu Mega. Dăm un zep aici. Mega va da hit. Aici am Mega. Mi se pare că ar fi destul de ok. O să-mi placă când o să-l am pe contul meu. Deoarece nu voi mai avea probleme cu Elite Barbs. De fapt, nici așa nu prea am. Rar pierd contra Elite Barbs. I-am anihilat push-ul total. Aș fi sperat să scap și de Dark Goblin, dar nu mi-a ieșit. Ia uitați, avem și un abonat nou. Bun, hai să continuăm. Vom pune, el ce are? Bandit, Minion Hordare. Poate dăm un Fireball pe ei. Nu. Nu. Nu cam ușor. Va mai da un hit. Bun. Punem un Electro din spate. Asta nu-mi prea convine. Voi lua hiturile alea. Și voi începe un nou push în partea asta. Punem Nice Speed. Vreau să-l spună Minion Horde. Stai, vedeți. Și acum zbang. Perfect. Hai că dăm ceva damage acolo. Nu? Nu am mai vrut încă una. Pun și un hob. Că de ce nu? Mamă, trebuie să oprem notificările de acum. Hai mini P.E.K.K.A. Un hit, bravo! Cel mai value mini P.E.K.K.A. Foarte bun acolo. Hai să scăpăm de Minion Horde. N-am scăpat. Dăm un Fireball micuț. Poc! S-a dus tot. Dă și el unul, dar n-o scoat turnul. Are Fireball-ul mic. Mai dăm? Hai, spușăm. Mega Knight-ul va sări. Și va da. Hai, încă una. Bun. Degeaba să mai chinui el acum. Voi lua tot Minion Horde-ul. Vom pune un Electro. Mai dăm și un Fireball. Și aia e. V-am zis. Mie chiar îmi place de Deku-ul Benny. În Deku-ul meu main, știți ce aș încerca? Uitați-vă și mine aici, 4119. Aș încerca... Da, a rămas de cu ăsta. A încercat să pun loc de Inferno Tower, Inferno Dragon, clan de 2. Și îl spun ăsta, Mega Knight în loc de Skarmy. Știu că mulți a spus, dar, dragos, ce treabă are Mega Knight-ul cu Skarmy? Păi, Skarmy mă gândesc că îl scoți ușor cu un zep și eu de ce folosesc Skarmy ca să mă apăr de trupele, Elite Barbs, din astea, înțelegeți? Mă gândesc cu Mega Knight și ar face mai bine treaba contra Elite Barbs. Și după poți pleci și la contra-atac. Ia asta, domnul Shadow iar online. Poate mai uită niște meciuri? Vom vedea.
Bun, hai să continuăm. Hai facem crown chest-uri să încheiem episodul. Nu ne vom grăbi, așteptăm. Deci este un dezavantaj că avem level 9, cărți mici, dar totuși... Cu decât să cred că poate să urce. Începe o muschetiră, vom da un fireball. Nu e prea value, deoarece... înțelege voi, fireball de 5. Un mini P.E.K.K.A. Un zap. Bun, hai că am scăpat ieftin. Muschetira aia dă cam mult. Oh, cât damage! Dacă aș avea Mega Knight-ul, era altă treabă. Ok, hai să punem un hog. Să vedem ce se apără cu Skarmy. Am înțeles, trebuie să păstrez zap-ul, deci. Iată-ți aici. Zbang! Dar de 11, dar trebuie să-mi fac vreo câteva probleme. Dăm încă un fireball. Meciul ăsta s-ar putea să-l pierdem. Sunt în dezavantaj de elixir. Turnul cât stă în picioare, dar nu știu cât timp. Oricum în double elixir eu zic că vom avea un avantaj față de el. Așa presimt. Atunci mai avem puțin de așteptat. Bun, hai, acum e momentul să punem hog-ul. Hai încă un hit. Bine, hog. Bravo. Bun, așa. Hai că avem un push oarecum. Dacă dăm un hit, bun. Inferno Dragon se va ocupa și de Valkyria aia. Hai aici încă un push mic. Hai, luăm turnul cu mini P.E.K.K.A. Hai! Nu-i mic, avem fireball. Și ne-am dat damage în partea aialaltă, deci avem avantaj, părerea mea. Vom pune aici. Așa. Vom pune un Inferno Dragon. Dăm un zap ca să mai trăiască puțin ăla. Dăm și un fireball ca să fim siguri. Haideți că ne-am apărat bine. Hai, targhează-te așa. Hai mini P.E.K.K.A. Un hit. Încă unul. Nu. N-am mai vrut. Zap. Da, cam ăsta va fi meciul, cred. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine. Uitați, are comune de 8. Really? Comune de 8 și abia ești la început de arena 10? Nu-ți pare prea ok. Ce rapid. Să mai dăm două meciuri? Ia vedem, 3300. Cam slăbuț. Pentru cărțile lui cam slăbuț, părerea mea. Dăm niște domeni online? Da. Hai să mai dăm încă un match. Vreau să facem crown chest-ul ăla. Două trofei între, două coroane. Trofei, parcă sunt Clash of Clans. Nu mai țin minte dacă v-am zis. Tot săptămâna asta va apărea și un episod din Halo. Primul episod. Sau așa sper. Bun. Dăm un hit. Două. Nu. Am zis prea târziu. Avem Inferno Dragon. Sper să n-aibă Electro. Sunt ok cu micuția aia.
Dar nu sunt ok că PK se duce pe turn. Nu-i nimic, a scăpat de ea? Da. Bun. Era scăpăm și de domnul Baby Dragon. Hai, sar Mega. Bine, Mega. Foarte bun, acel Mega. Hai, dă două. Două? Nu, unu. E ok și așa. Bun, hai să ne gândim cum facem acum. Vom pune un Ice Spirit din spate. Pune și un Baby Dragon din spate. Oh! Nice, n-am ce să zic. Hai, scapă de PK. Nu scapă. Mamă. Poate scăpăm de Mega? Nu scăpăm, ne va lua turnul. Asta e nasol. Nu m-am așteptat să aibă Mega Knight. Dă-i. Iar PK. Asta nu-mi place cum arată. Hai să cercăm și în partea aia la altă. Hai cu Inferno Dragon. Hai să scăpăm de ăla. Bun, Inferno Dragon nu e în viață, asta-i. Aia nu mai e. Geaba. Bun, bun, hai, hai, hai. Hai Inferno. Da, n-o să ne iasă. Vom pierde meciul ăsta, băieți. Pare rău, Benny. Am impresia că avem unul câștigat, unul pierdut. Și tot așa, adică nu l-am adus nicăieri. Da, good game. N-am avut ce să fac. Efectiv, n-aveam ce să fac. De PK scăpam dacă era singură. Dar cu Mega Knight, frate. Asta e. Da, băi, hai să încheiem aici episodul. Sper că v-a plăcut. Probabil cel mai mult veți intra pentru Legendary Chest și nu pentru meciurile cu Mega Knight. Da, na, asta e. Oricum, eu am fost Dragoș și până data viitoare toate cele bune. Pa, pa!